În cadrul activității, participanții au aflat despre structura și competențele DGA și au discutat diferențele dintre atribuțiile acestui serviciu și cele ale altor structuri din domeniul combaterii corupției. Oficierii DGA au explicat metodele prin care cetățenii pot sesiza orice nereguli, subliniind efectele negative ale corupției asupra integrității instituțiilor și ale societății în general. Oficerii de poliție ai Direcției Generale Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Iași au desfășurat în data de 4 noiembrie anul curent o activitate de educație pentru promovarea integrității cu reprezentanții unei societăți comerciale în calitate de beneficiare ai serviciilor publice oferite de Inspectoratul General pentru Imigrări cu privire la emiterea vizelor de muncă pentru cetățenii străini din afara spațiului comunitar. Participanții la activitate au fost informați despre structura organizatorică și competențele instituției noastre, prin comparație cu atribuțiile celorlalte structuri din domeniul combaterii faptelor de corupție, precum și cu privire la consecințele implicării în fapte de corupție și modalitățile prin care acestea pot fi sesizate autorităților competente. În plus, cetățenii au fost încurajați să utilizeze linia telefonică call center anticorupție pentru a semnala acte de corupție legate de personalul din din Ministerul Afacerilor Interne. Direcția Generală Anticorupție prin Serviciul Județean Anticorupție Iași rămâne un punct de referință pentru sprijinul comunității în prevenirea și combaterea corupției.